Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu, din care voi vesti mesajul acestei dimineți, este în întâia carte a profetului Samuel, capitolul 11. Voi citi primele două versete. 1 Samuel, capitolul 11, versetul 1 și 2. Să ascultăm acest pasaj. Nahaș amonitul a venit și a împresurat Iabesul din Galaad. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Dar Nahaș amonitul le-a răspuns: voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Amin. Iată un text care te uimește. Sunt vremuri vechi, este drept. Amoniții au fost un regat mic ca și dimensiune geografică, dar au fost un popor foarte crud, oameni disprețuitori de semeni, oameni care nu puneau niciun preț pe cei care nu erau din neamul lor. Am zice noi, asta a fost atunci. Adevărul este că lucrurile se repetă și în zilele noastre. Nu vreau să fiu înțeles greșit sau că sunt rasist sau anti-religie, dar uitați-vă în jur. Extremismul islamist este la fel. N-au niciun respect pentru considerația semenilor. Acolo unde se duc, comit atrocități care sunt peste capacitatea minții umane de a pricepe. N-au conștiință așa cum nu are hiena conștiință. Își mănâncă prada de vie. Asta, frați și surori, doamnelor și domnilor, vrea să spună că în comportamentul acestor oameni, de felul acesta, ca și amoniții, ca și islamiștii extremiști, este în componența lor o dimensiune demonică. Pentru că numai aceasta face lucrurile despre care citim și despre care auzim și astăzi. Și știrile abundă în toată lumea. În documentele arheologice care au rămas după potopul lui Noe, au fost scrieri în piatră, care au fost descoperite, au fost scrieri în cărămidă arsă, care s-a păstrat și după potop, și de asemenea în cartea lui Enoch. Se menționează că descendenții dintre îngerii căzuți și fetele oamenilor, numiți în Scriptură nefilimi sau urieși, giganți, au ajuns înainte de potop până acolo că o practică comună a lor era canibalismul. Aceasta vorbește că există un element demonic în comportamentul oamenilor care au un disrespect atât de mare față de viața semenilor. Numai anul trecut, când a fost atacul împotriva lui Israel, în 7 octombrie, s-a putut vedea lucrul acesta prin comportamentul de atunci.
Dar cine poate învăța un pasaj ca acesta pe noi în vremurile de astăzi? Câteva lucruri importante pe care le-am însumat astăzi într-un mesaj pentru noi, un mesaj practic pe care l-am intitulat Să ne scoată ochiul drept. Să ne scoată ochiul drept. Sunt patru lucruri aici pe care le vom vedea și pe care le vom urmări, care să ne deschidă mintea asupra tacticii pe care diavolul, pentru că el este vrăjmașul nostru și din nefericire se folosește de oameni pe care îi controlează și îi posedează, tactici pe care diavolul le face împotriva oamenilor și mai ales împotriva copiilor lui Dumnezeu. La ora actuală, inclusiv în cercurile politice, nu peste tot, dar în cercurile politice, se admite acest adevăr, că cel mai persecutat segment religios din lume sunt creștinii, mai ales creștinii evanghelici. Acolo, în țările în care este interzis complet, cum sunt țările islamice, creștinismul suferă atrocități de neimaginat. Comportamentul împotriva lor este unul inuman, unul de-al dreptul demonic. Nu vrem să auzim lucrurile acestea pentru că noi vrem să ne comportăm ca niște oameni toleranți. Eu spun și vă chem să nu fim toleranți la păcat, nici toleranți la rău. Să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor, indiferent unde ar fi și care ar fi, dar să nu spunem, așa cum am auzit deja prin fratele Lucian, citind pe profetul Isaia, să nu spunem bine la rău și lumină la întuneric. Trebuie să deschidem mintea oamenilor și a frățietății, să vedem unde trăim, cum trăim și cum să ne comportăm în circumstanțele de criză. Deci planul diavolului și astăzi este să ne scoată ochiul drept, adică să ne dezbrace de abilitatea de a putea să luptăm. Pentru că asta este scopul acestei practici pe care Nahaș, împăratul amoniților, a vrut să o facă cu locuitorii Iabesului și apoi treptat cu ceilalți evrei. Deci ne uităm la patru lucruri. Primul, criză la limită. Nahaș amonitul a venit și a împresurat Iabesul din Galaad. Nahaș amonitul le-a răspuns locuitorilor din Iabes. Voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Două lucruri le avea în vedere Nahaș și amoniții. Primul era o răzbunare împotriva lui Israel datorită pierderii militare imense pe care au avut-o amoniții atunci când s-au dus împotriva lui Iefta, judecători 11 cu 4 la 33. Iefta a pricinuit o înfrângere masivă a amoniților și amoniții trăiau cu gândul acesta al răzbunării. Este primul. Al doilea lucru pe care Nahaș l-a luat în considerare și cu amoniții, ca să vină împotriva unui orășel, cum era Iabesul din Manase, a fost lipsa de organizare a lui Israel din vremea aceea. Abia își puseseră un împărat, pe Saul, dar aceasta n-a însemnat că Israel dispunea deja de o organizare politică și militară compactă. Saul s-a dus acasă după ce a fost numit împărat și nu numai atâta. Pentru că era țăran, s-a dus la plug. Așa-l găsim aici, dacă citiți toată istoria, că atunci când a auzit despre împresurarea Iabesului, el venea de la plug. Ăsta da împărat. Deci,
Nahaș a profitat de lipsa de organizare a lui Israel sub Saul. Diavolul urmărește orice mișcare a noastră și orice vede, vrea să exploateze spre distrugerea noastră și spre biruința lui. Uitați-vă în această criză limită ce se întâmplă cu oamenii, ce se întâmplă cu noi. Care este reacția când ești împresurat și omenește zici, nu mai există soluție pentru noi. Nu mai există soluție pentru tine. Două lucruri se întâmplă. Primul este supunere oarbă. Uitați-vă partea a doua versetului 1 din 1 Samuel 11. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș, fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Aceasta vorbește despre o teamă exagerată. Aceasta vorbește despre ajungerea noastră la limita crizei. Ce mai poți face de aici încolo? Aceasta vorbește despre absența oricărei alte soluții pentru tine sau pentru casa ta, pentru mine, pentru casa mea. Supunerea oarbă vorbește despre disperare și dezamăgire. Și supunerea oarbă vorbește despre pierderea credinței în Domnul. În Proverbe 24:10, cuvântul Domnului este foarte direct și ar trebui să fie în atenția noastră tot timpul. Aici spune, dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este credința. Mică. Nu mare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nimeni să nu facă legământ cu cel rău. Nahaș a zis, să mă lăsați să vă scot ochiul drept. Dar vă pun o întrebare. Credeți că se ținea de cuvânt? Pe diavolul nu-l poți crede, pentru că este tatăl minciunii. Dacă îți scoate ochiul drept, îl scoate și pe cel stâng. Îți taie și mâinile, și picioarele. Te nenorocește total. Însă, în criză limită, o primă reacție a noastră ca a locuitorilor din Iabes este supunere oarbă. Există însă o a doua atitudine care e lăudabilă și anume strigare după ajutor. Deci pe lângă supunere oarbă este strigare după ajutor. Uitați-vă la versetele 3 și 4 din 1 Samuel 11. Bătrânii din Iabes i-au zis lui Nahaș, dă-ne un răgaz de 7 zile ca să trimitem în tot ținutul lui Israel soli. Și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție. Solii au ajuns în Gibeia, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Ce bine este că în criză mai sunt oameni care știu să strige după ajutor. Nu să se supună orbește. Dacă asta este, ce să facem? Avem un lucru pe care îl facem. Întotdeauna Dumnezeu este de partea noastră. Întotdeauna. Pentru că în cuvântul Domnului spune, nu va ajuns nicio ispită. Ceea ce Cornilescu traduce ispită în 1 Corinteni 10:13, nu este ispită în sensul răului, ci este încercare. Nu va ajuns nicio încercare care să fie peste puterile voastre. De aceea trebuie să strigăm după ajutor. De ce? Pentru că întotdeauna, frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă în cuvântul Domnului, vor fi oameni care să știe să plângă cu cei ce plâng. Roman 12:15. Vor fi oameni care să știe să poarte poverile tale și a mele. Galateni 6:2. Vor fi oameni care să ne ajute în nevoi.
Roman 12 cu 13, ajutați pe sfinți când sunt în nevoi. Vor fi oameni care să lupte alături de noi. 2 Samuel 15, 15 la 17, când David a fugit din fața lui Absalom, au fost totuși oameni care nu s-au alipit de Absalom ca să profite de ocazie și să parvină, să zică este un nou împărat, ne va cădea bine. Nu, au rămas loiali. Au rămas loiali. Strigă după ajutor. Credeți că degeaba scrie în Scriptură, eu strig, lăudat să fie Domnul, și ce se întâmplă? Sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Strigă după ajutor, nu supunere oarbă. Aceasta este credința la limită. Al doilea lucru pe care îl vedem aici este constrângerea la compromis. Versetul 2, din 1 Samuel 11. Dar Nahash amonitul a răspuns: voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Nahash a constrâns pe locuitorii Iabesului la compromis. Trei lucruri se văd aici. Primul este ochiul scos. Este o abominație. Este o activitate inumană, o acțiune inumană, chiar asupra vrăjmașilor. Nu te porți cu vrăjmașul tău, pentru că este om în final, este o persoană fizică ca și tine. Nu te porți mai rău decât un animal, mai rău decât o hienă. Dar era o practică în timpurile vechi aceasta. Și din nefericire, cum am spus, o repetă mai ales extremiștii islamiști. Practica era să se scoată ochiul vrăjmașului. Ce și-a pierdut Samson? Ochi. Ce a pierdut împăratul Zedechia sub Nebucadnețar? Ochi. Nahash vrea să facă același lucru. Știți de ce? Pentru că ochiul scos, deci când compromisul acesta însemnează să te incapaciteze de a putea să lupți. Omul folosește arcul, nu? Cu mâna stângă ține arcul, cu mâna dreaptă trage săgeata în arc, ochiul stâng îl închide, pentru ca să poată să urmărească, apoi cu ochiul drept țintă. Dar dacă și ochiul drept lipsește, ce ai făcut? Ce ai făcut? Nahash știe ceva. Incapacitare pentru luptă, umilire pentru restul vieții, desconsiderare totală, dispreț pentru tot ce înseamnă israelit. Asta e la modă astăzi. Dispreț pentru tot ce înseamnă credință creștină. Diavolul vrea să-ți pierzi autoritatea spirituală, de aceea te strânge la compromis, să-ți scoată ochiul drept. Însemnează compromitere, vrea să-ți pierzi mărturia, vrea să-ți pierzi influența și să fii tratat nu ca un om de lumea a doua, nici de lumea a treia sau a patra, pentru că tot timpul vei fi obiectul umilirii. Ochiul scos. Al doilea lucru pe care îl vedem este ocara oferită. Dacă mă lăsa să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Am să vă pun o întrebare, frați și surori. Și întrebarea este valabilă pentru noi cei care ascultăm direct mesajul, pentru cei ce ascultă pe internet și vor asculta mai departe pe internet. N-ați observat dumneavoastră acest lucru? Segmentul cel mai puternic în biserica creștină este segmentul evanghelic. Chiar dacă majoritatea o formează bisericile istorice, când îi pui la oaltă. Segmentul evanghelic este mare, pentru că numai cel penticostal și harismatic la oaltă în lume se estimează statistic peste 850 de milioane de credincioși. Numai cel penticostal și harismatic. Dar, de exemplu, Biserica Romano-Catolică are 1.200.000.000 de membri. Biserica Ortodoxă are undeva la aproximativ 300 de milioane. Deci sunt mai puțin decât noi, pentecostalii. Dar segmentul istoric combinat la oaltă este mai mare. Însă, când
cineva din segmentul evanghelic este compromis. N-ați observat că e plină presa? Uite ce au făcut pocăiții. Uite ce fac pocăiții. Mai ales vorbesc pentru români, din România. Nu contează că în fiecare zi oameni din segmentul celălalt, creștinismul istoric, fac tot felul de lucruri oribile. Aia nu contează. Dar dacă un credincios evanghelic, un pocăit, a comis un păcat, a fost găsit comis un păcat, este plină presa și se aruncă o cară asupra bisericii evanghelice, se aruncă o cară asupra lui Dumnezeu, aruncă o cară asupra persoanei care a săvârșit păcatul. Nahaș vrea acest lucru. Diavolul vrea acest lucru. Să arunce o cară pe biserica lui Hristos, să o facă ineficientă. Unde să mă duc? La voi, la pocăiți, faceți aceleași lucruri pe care le facem și noi. Compromitere. Pe lângă o cară, observați că după ce găsesc ceva, apoi scotocesc tot internetul. Să descopere tot felul de minciuni și tot felul de lucruri scrise împotriva bisericii evanghelice, bisericii celor născuți din nou și a lucrătorilor ei, pentru că vor compromiterea să fie mai mare. Nahaș spune, vreau să arunc o cară asupra întregului Israel. Același plan este și astăzi. Același plan este și astăzi. Și al treilea lucru, pe lângă ochiul scos, pe lângă o cară, este opinia vrăjmașului. Da, ascultați acum, pentru că aici Duhul Sfânt m-a făcut să văd două elemente speciale care o să vă încurajeze pe dumneavoastră când am studiat pasajul. Auziți ce zice Nahaș. Dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o cară asupra întregului Israel, fac legământ cu voi. Bătrânii din Iabes i-au zis, dă-ne un răgaz de 7 zile ca să trimitem soli în tot ținutul lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție. Uitați ce văd eu, frați și surori, doamnelor și domnilor, în efortul acesta lui Nahaș de a compromite pe locuitorii Iabesului și apoi tot Israelul. Aici văd două aspecte principale. Primul aspect care îl văd și care trebuie să fie observat și de tine ca să-ți dea curaj în criza în care te afli, este că Nahaș este un fricos cu toată amenințarea lui. Vedeți cum vorbește? Dacă mă lăsați să vă scot ochiul drept. Păi dacă ești așa de puternic, de ce îți ceri permisiunea? De ce îți ceri permisiunea? Însemnează că Nahaș știe un lucru pe care noi îl știm și îl uităm. Și lucru pe care îl știe diavolul și pe care îl știu slujitorii diavolului este că mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Pune la inimă lucrul acesta. Nahaș se teme de tine. Are frică de tine. Pentru că, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dacă era Nahaș așa de puternic, venea peste ei și nu-și mai cerea permisiunea, dați-mi voie să vă scot ochiul drept, că le scotea amândoi ochii. Dar nu poate să scoată ochiul drept la nimeni, numai dacă ești de acord tu. Numai dacă tu consimți. Deci primul lucru care trebuie să vă încurajeze în criză limită este frica vrăjmașului față de tine, dacă mă lăsați. Și al doilea lucru care trebuie să vă încurajeze în moment de criză și m-a ajutat Domnului să văd și lucrul acesta, este aceasta. Uitați,
Bătrânii, deci o grupare dintre bătrânii lui din Iabes, au zis, dă-ne voie să mergem timp de 7 zile, să spunem în Israel ce ni se întâmplă. Și dacă nu vine nimeni să ne ajute, faci ce vrei cu noi. Știți ce văd aici? Faptul că Nahaș nu-i oprește. Mergeți, domnule! Este ca și când ar fi zis către ei, nu numai în tot Israelul duceți-vă și în Egipt și chemați să vină în ajutorul vostru, că nu ne temem de nimeni. Dar Nahaș este arogant. Este mândru. Și pe lângă frică, dacă mă lăsați să vă scot ochii, al doilea lucru care îl face pe vrăjmaș să cadă este aroganța. Este aroganța. Știți ce merge înaintea căderii? Ce merge? Mândria. Chemați, domnule, câți vreți să vă ajute, nu vă mai poate ajuta nimeni. S-o crezi tu. Tocmai lucrul acesta a făcut ca Satana să piardă. Mândria, aroganța. În Biblie și în istoria biblică avem exemple de felul acesta. Deci, Proverbe 16:18, mândria merge înaintea căderii. Nahaș era mândru, era îngânfat, era arogant. Oare generalul Rabșache și împăratul Sanherib al Asiriei, cum a căzut? Cum a căzut? Uitați-vă în cuvântul pe care vi-l citesc acum din 2 Împărați, capitolul 19, versetele 22-23 și apoi 27-28. Ascultați numai acest lucru. Cum vede Domnul mândria aroganților, cașa lui Rabșache și cașa lui Nahaș. Zice cuvântul Domnului, pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul? Și împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel. Prin solii tăi ai batjocorit pe Domnul. Și acum îi zice Domnul din versetul 27. Dar eu știu când stai jos, când ieși și când intri. Și când ești furios împotriva mea. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale, mărit să fie Domnul. Deci trebuie să observi acest mare adevăr. Criza este teribilă, da, dar cel rău îi fricos pentru că știe al cui ești. Și este mândru și mândria aceasta îl trântește la pământ pentru că în mândria lui ignoră pe Domnul. Și când îi pune Domnul zăbala în gură, când îi pune Domnul belciugul în nas, cât o fi un taur de puternic, îl poate duce un copil de nas. Pentru că îl doare. Și orice mișcare o face, când are acolo veriga în nas, nu poate să facă nimic. Dumnezeu a rămas același atotputernic, mărit să fie numele Lui. Al treilea lucru, considerarea personală a crizei. Cum privesc oamenii criza personal? 1 Samuel 11:6. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Frații și surori, doamnelor și domnilor, criza în care este cineva poate fi ajutată personal de tine și de mine, pe lângă ajutorul Domnului. 3 lucruri aș vrea să le vedeți. Primul, auzirea despre criză. Saul a auzit despre problema locuitorilor din Iabes. Și este cu neputință să-ți închizi urechile și să nu vrei să auzi necazul prin care trec semenii tăi.
De aceea întrebăm, pe cine vreți să aduceți înaintea Domnului? Poate ai auzit de necazul cuiva, ai auzit de nevoia cuiva. Nu întrebăm numai de curioși că vrem să știm, vrem să ajutăm. Vrem să binecuvântăm. Vrem să fim utili pentru semenii noștri. Vrem să simțim cu ei, să ducem povara împreună cu ei. Dar lasă-ți urechile deschise să auzi despre necazul semenului. Al doilea lucru, pe lângă faptul că a auzit, a fost atins de Duhul Domnului. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. N-ai avut această experiență când ai auzit din necazul cuiva să zici, mă opresc din activitate, mă duc și mă rog pentru familia aceasta, mă duc să mă rog pentru persoana aceasta. Sau n-ai simțit că ți-a vorbit Duhul Domnului în conștiință când ai auzit din necazul cuiva, hai să mă duc să vizitez familia aceasta. Hai să mă duc să dau un telefon la familia aceasta. Hai să mă duc să cumpăr un portbagaj întreg de hrană și să duc în familia aceasta. Sau să mă duc să binecuvintez, să las un dar în familia aceasta. Când auzi despre necazul semenului, pentru că știi că îți vine rândul și ție, este cu neputință să rămâi neînțelept. Te înțelepțești când auzi de necazul altcuiva, pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, rămâne valabil legea lui Dumnezeu. Cum ai făcut, așa ți se va face. Auzim nu numai ca să știm, auzim ca să ajutăm. Al doilea lucru, atins de Duhul. Duhul Domnului a venit peste el. Și când a venit Duhul Domnului peste el, n-a rămas indiferent. Saul are momentul cel mai înalt din toată domnia lui. Este acesta. În restul domniei lui, el este un faliment. Dar în momentul acesta, Saul are punctul cel mai înalt al domniei lui. Știți? Și este un al treilea lucru. Atitudinea personală în criză față de criza cuiva, atitudinea pe care tu și cu mine putem să o avem. Spune cuvântul Domnului și s-a mâniat foarte tare. Puneți pe ecran Ezechiel 3:14. Ia uitați ce se întâmplă când Duhul Domnului vine peste tine și peste mine. Ezechiel 3:14. Și trebuie să ne mire lucrul acesta, să ne surprindă. Ezechiel 3:14. 3:14. Sorry? Ezechiel. A spus Ezra. Ezechiel, uitați-vă. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam cum? Amărât și mânios. Când Duhul Domnului vine peste tine și peste mine, trebuie să te umple de mânie. Pentru că ai auzit din necazul semenului, mânie în sensul a ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel. Cine păcătuiește și eu să nu ard? Cine este în necaz și eu să nu sufer? Frați și surori, noi ne lăudăm cu Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt trebuie să ne schimbe atitudinea și trebuie să ne facă să simțim mai mult pentru problemele și necazurile semenului nostru, așa cum s-a întâmplat cu Saul. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, chemarea la unitate în criză. Saul a luat o pereche de boi, v-am spus că venea de la plug. I-a tăiat în bucăți și le-a trimis prin soli în tot ținutul lui Israel, zicând, oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. În criză avem două imagini.
imaginea poporului Domnului, un popor care a pornit ca unul singur. Ca unul singur. Măcar că Duhul Domnului vorbește foarte subtil în pasajul acesta, uitați-vă ce spune în versetul 8 din 1 Samuel 11. Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec. Copiii lui Israel erau 300.000 și bărbații lui Iuda 30.000. Este foarte subtilă din partea Duhului Sfânt această prezentare. Și uitați de ce, frați și surori. La ora aceasta noi nu vorbim de Israel și de Iuda, pentru că nu exista Israel și Iuda. Exista numai Israel. Dar de ce Duhul Sfânt spune că Israel erau atâția și Iuda era atâția? Pentru că se prevedea lipsa lor de unitate. S-au dus la război ca unul și au biruit. Dar dacă nu s-au păstrat ca unul, s-au divizat. Aceasta trebuie să vorbească bisericii locale, trebuie să vorbească familiei, noi trebuie să rămânem uniți. În război noi trebuie să rămânem uniți. Aceasta este imaginea poporului Domnului, unitate. Au mers ca unul. Dar uitați-vă care este imaginea vrăjmașului. În versetul 11 din 1 Samuel 11, cuvântul Domnului spune, uitați-vă cu atenție, a doua zi Saul a împărțit poporul în trei cete. A pătruns în tabăra amoniților în straja dimineții. Deci a mers foarte dimineață, între orele 3 și 6 dimineața. Și i-a bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au rămas doi la oaltă dintre ei. Că să împrăștie vrăjmașii este business-ul lor. Poporul Domnului trebuie să fie ca unul. Vrăjmașii, doi n-au putut să fie împreună. De ce? Pentru că aroganța i-a nimicit, nevegherea i-a nimicit, confidența în puterea personală i-a nimicit, confidența în avantajul pe care îl aveau, armament, i-a nimicit, și n-au mai putut doi la oaltă să stea împotriva lui Israel. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am o veste bună. Putem să ne păstrăm nu numai amândoi ochii, putem să ne păstrăm familia, putem să ne păstrăm biserica, putem să ne păstrăm business-ul, putem să ne păstrăm lucrarea pe care ne-a dat-o Domnul să o facem, putem să ne păstrăm viața personală de slujire, putem să rămânem binecuvântații Domnului. Totul vorbește în această direcție. Numai noi să ne deschidem ochii. În concluzie, să nu te sperii de criza în care ai ajuns și să ajungi la compromis. Nu accepta să ți se scoată ochii. Cel rău știe că ești mai tare decât el. Știe. Lasă-mă să-ți scot ochii. Nu poate veni abuziv peste tine. Numai dacă îi dai voie. Pentru că în tine și în mine locuiește Dumnezeul Trinitar. Locuiește Tatăl Ceresc. Locuiește Iisus Hristos. Și locuiește Duhul Sfânt. De aceea aș vrea să vă asigur că în criza cea mai mare, chiar dacă planul celui rău este să ne scoată ochiul drept, în criza cea mai mare, Dumnezeu este de partea noastră cu biruință. Crezi tu lucrul acesta? Dacă crezi, ne ridicăm în picioare și spune-i Domnului acum situația ta, criza ta. Eu îi spun situația mea și criza mea, știind că Domnul este de partea mea, este de partea ta și Domnul va lupta pentru tine, pentru mine. Pentru că cel rău este arogant și în aroganța lui Dumnezeu spune, împotriva cui te-ai ridicat? Împotriva mea, Sfântului Israel. Doamne, pude-i veriga în nas și aruncă-l pe cel rău în iazul de foc și de pucioasă înainte de vreme.
iar copiilor tăi dă-le biruința care vine prin binecuvântarea ta. Și, Doamne, îți mulțumim că faci lucrul acesta. Ne rugăm cu toții, Domnului. Haleluia!